Această frumoasă zi de sărbătoare, plin de emoții, plin de bucurie, ce putem să spunem mai mult cu toții decât binecuvântat și slăvit să fie Domnul. Amin. Răsuna un cuvânt din psalm, din psalmul 118, spunea fratele Iulian, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Glorie Domnului! Psalmul acesta începe și se termină cu aceleași cuvinte. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Glorie Domnului! E o zi de bucurie, e o zi de sărbătoare la muntele Sionului. Dorim ca Domnul să binecuvinteze pe toți care în ziua de astăzi sunteți aici împreună cu noi. Vă zicem tuturor un bun venit. Sunt mulți români de-ai noștri care sunt pentru prima dată în această biserică. Zicem și pe ei Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Dorim să vă simțiți bine împreună cu noi în această zi. Și noi suntem plini de emoție ca și cei 16 candidați. Și acum spunea și fratele Iulian, 3 luni împreună cu frații slujitori ne-am ocupat de ei, să-i formăm, să-i facem să înțeleagă bine ceea ce îi fac în ziua de astăzi. Astăzi este un punct terminus pentru ei, este punctul când se termină și pregătirea, se termină și catecheza, este ziua când ei fac legământ cu Domnul. Ei stau în atenția noastră în această zi și, în mod deosebit, zic, Domnul să-i binecuvinteze pe toți cei 16 care sunt astăzi îmbrăcați în alb. Suntem și noi bucuroși pentru ei. Pentru mine personal e o bucurie deosebită, pentru că al 8-lea copil ni se botează astăzi, face legământ cu Domnul. Sunt bucuros și pentru fratele Iacob Berghian, care a participat la botezul unora dintre copiii mei și am avut dorința aceasta să fie și la ultimul copil care se botează. Dorim peste toate să fie harul și binecuvântarea Domnului. Amin. M-am uitat și am văzut aici unii dintre colegii mei de muncă de la firma Tsubic, la care lucrez în ultimul timp. Zic, Domnul să-i binecuvânteze și pe ei. Amin. Sunt dintre ei frați de-ai noștri, sunt dintre ei ortodoxi. Peste toate zic să fie harul și binecuvântarea Domnului. Amin. Rămân oarecum cu inima plină de bucurie și fie ca acest cuvânt să aibă împlinirea din plin în ziua de astăzi, căci aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Amin. Amin.